platou, știți că vorbeam la începutul zilei că avem discuții relaxate, asta nu e una dintre ele. Trecem la chestiuni serioase. Mihaela Săhleana Petroaie, bună dimineața, să rămână. Bună dimineața, dar să știți că putem discuta relaxate despre lucruri nerelaxate și nerelaxante. Nu știu ce să zic. Psihoterapeut clinician, doctor în psihologie, prietena emisiunii, știți deja. Cum facem, doamnă, să nu intrăm în capcanele comparației în cuplu? Asta ar fi subiectul nostru. În primul rând, gândindu-ne și axându-ne pe propria relație, pentru că atunci când trăim și ne axăm pe propria relație, lucrăm pentru propria relație să fie bine și ne concentrăm asupra ei. Dați-mi în momentul... niște exemple de comparații în cuplu. Ea către el, el către ea. Ce bine că și-a schimbat serviciul, are un venit dublu față de ce avea până acum, ai putea și tu face asta. Este o comparație care include și un reproș și îl reduce pe celălalt la scară, îl determină să se simtă mai puțin capabil, ca să nu spun de-a dreptul incapabil, sau un cuvânt și mai dur, să se simtă ratat profesional, se simte dezamăgit, se simte că nu este suficient pentru ea. Evident, comparațiile pot fi negative și de la el către ea. Aici nu avem comparațiile negative, nu țin de sex. Ai văzut de când a început să meargă la sală ce bine arată, ai putea și tu face asta. Ai rămas cu 15 kg în plus față de când ne-am cunoscut. Ce greșeală. Da. Da. O variantă foarte blajină de a vedea când partenera, discutăm fix pe speța amintită, a depășit un număr foarte mare de kilograme, ar fi: hai să îmbrățișăm împreună un stil de viață mai sănătos, adică intri cu celălalt în problemă și facem împreună. Se recomandă, vezi pe celălalt. Da, se recomandă exemplu personal. Adică nu stăm pe canapea, ci bineînțeles, pur și simplu începi să te miști și vine după tine. Tu poți fi cât se poate de normoponderal și asupraponderală, poți spune orice, maniera în care o spui, cât să nu jignești și să fii empatic și acolo pentru celălalt, contează foarte mult. Știți ce vreau să vă întreb? Nu a venit cumva și asta tot din copilărie? Nu cumva comparațiile veșnice ale părinților noștri? Dar cât putem să dăm vina pe părinți, că până la urmă avem un filtru propriu și suntem autocefali măcar de la o anumită vârstă și ar trebui să trecem, ar fi de dorit să trecem prin propriu filtru al gândirii și să ne punem în locul celuilalt. Poți să-l motivezi pe celălalt prin fraze empatice sau îl poți demotiva prin comparații. Comparațiile distrug cuplul, nu hrănesc relația, nu însănătoșesc relația, dimpotrivă îl pot demotiva pe celălalt și mai mult. Ce ascund comparațiile astea care, de fapt, la bază sunt mai mult reproșuri? Multă nemulțumire mascată, plictis de multe ori în relație, dorința de a fi puțin în altă poveste, în cazul unora. De a nu mai fi acolo. Și astea sunt exituri? Sunt justificări pentru exituri? Nu sunt niște justificări dacă ne gândim la etica vieții de cuplu. Deci nu fac parte dintr-un comportament care să aibă o anumită etică și onestitate în viața de cuplu. Prima dată identificăm faptul că facem cam multe comparații. Facem multe comparații, iar al micșora pe celălalt la scară înseamnă a micșora relația. Noi suntem în relație, deci inclusiv cel care face comparații, cel sau cea care are idei nefericite de a face acest gen de comparații nimicitoare, până la urmă suferă. Toate se întorc și asupra persoanei care generează. Vă propun să facem așa, să dăm un exemplu de comparație și un exemplu de bune practici. Adică așa ar trebui spus lucrurile dacă vrem să spunem și vrem să avem o comunicare sănătoasă. Să începem cu asta, cu banii. Uite, de când s-a așa, câștigă dublă. Putea să faci și tu asta. Cum să-i spunem lucrul ăsta, că ar fi mai bine să ne axăm pe productivitate, pe abundență? Cred că am putea să ne gândim mai bine cum, ce am putea face să ne fie mai bine. Acum când avem atâtea avantaje, da? Vârstă, posibilități, calificări hai și așa mai departe. Hai să facem un business, că poate, da, nu? Exact, dar ceva constructiv. Contează foarte mult să fii constructiv și nu destructiv într-o relație. Poți distruge o relație, nu neapărat cu
cu fraze foarte grele, ci cu comparații, dar spuse în mod repetat. Celălalt se simte devalorizat și am putea să ne gândim că cineva în acest univers ar putea să-l valorizeze. Vă dau eu o comparație poate involuntară. Uite, nevasta lui Ionescu ăla lasă toată ziua la bere și la fotbal cu băieții. Eu nu apuc să văd terenul ăla de când ne-am căsătorit. E o comparație. Doare, nu? Chestiunea asta. Da, dar cred că cum și lucrul acesta se poate... să fie... Mi-ar face mare plăcere și m-aș întoarce mult mai bine dispus acasă dacă aș avea mai mult timp și pentru mine. Nu cred că dacă bagi asta cu timp pentru mine, nu. Din experiență vă dacă spun aș putea petrece... Dacă aș putea petrece mai mult timp cu prietenii mei. Da. Dar ce? Nu sunt suficientă? Da, m-aș întoarce mult mai bine dispus acasă și mai relaxat. Nu e bine. Renunțăm dar, la asta. Unde duci tu, mă, bețivule, masa nu e chelner, nu e aia, nu e aia, nu e. Unde, mă duc să-mi las barbă. Unde există asemenea cerință, trebuie să ne așteptăm și la una simetrică. Din partea ei? Da. Dacă da. Și ea dintr-o dată da. Se apucă de bere cu băieții? Nu, dar poate și ea simte nevoia de o cafea cu fetele sau altceva în orar care n-a fost până atunci. Sau, se duce cu toate matracucile alea, ce să mai vorbească ele? Vine cu capul mare, calendar, vrea să mergem la Saint-Tropez, nu-l las. Este de dorit să ne gândim la modul cel mai plăcut și respectos la timpul celuilalt, pentru că nu este exclusiv dedicat nouă și nici nu cred că ne-am dorit până la urmă lucrul acesta. Concluzie? În concluzie, comparațiile nu însănătoșesc relația, îl reduc pe celălalt la scară, îl fac să se simtă insuficient sau nu foarte bun pentru relație, îl demotivează adesea, dar avem întotdeauna variante civilizate, educate de a face ca o relație să fie mai bună, fără ca cel cu care vorbim să se simtă într-un fel dezamăgit că nu este ceea ce ne-am dorit. Mihaela Săhleana Petroaiei, am încercat să subliniem niște lucruri interesante, vă propun data viitoare să vorbim tot de comparații, dar comparațiile cu foștii, astea sunt ceva... Dar aici arată o neieșire din istorie care are alte implicații. Atât la ei cât și la ele. Împlinire de prezent. Mulțumim,